pentru mine participarea la Jocurile Olimpice este un vis devenit realitate, deoarece de mic mi-am dorit lucrul acesta și presupun că pentru orice sportiv participarea la Jocurile Olimpice este un vis. În primul rând, perseverența, dorința de a munci și dorința de a realiza un timp cât mai bun. În primul rând, disciplina, pentru că fără disciplină nu poți evolua într-un sport de performanță. Încerc să nu mă stresez cât se poate de mult și să nu mă gândesc la cursă. Să mă gândesc la cursă de-abia atunci când sunt la țarc, să-mi pun în cap toate ideile și tehnica în sine și să nu încerc să gândesc prea mult. Acesta este următorul meu vis. Nu știu dacă la Paris, pentru că este foarte greu și destul de devreme pentru mine, dar cu siguranță mă voi gândi la asta la următoarea ediție de Jocuri Olimpice de la Los Angeles din 2028.